Bucurie Era douăsprezece noaptea, înfierbântat la culme cu părul vâlvoi, Mitea Kuldarov se întoarse val acasă la locuința părinților săi și începu să umble de colo-colo ca un zănatec. Bătrânii tocmai se culcau întinsă pe pat, sorsa îi sprăvea de citit ultima pagina unui roman. Frații lui, elevi de liceu, dormeau. De unde vii? Ce e cu tine?" se mirară părinții. Nu mă întrebați, mi s-a întâmplat un lucru neașteptat, dar absolut neașteptat, formidabil! Mitea se porni pe un râs cu hohote și se trânti într-un jilț incapabil să se mai țină pe picioare de fericire. E de necrezut, nici nu vă puteți închipui! Ia uitați-vă! Sorsa s-a sărit din pat și arâncându-și pătura pe umeri se apropie de el. Liceenii se treziră și ei. Ce cu tine? De ce ești în halul ăsta? Te bucurie, mamă! Acum mă știe toată Rusia! Toată! Până astăzi nu mă voi știa că pe lumea asta există un arhivar cu numele de Dimitri Kuldarov. Acum însă o știe toată țara! Mamă! Doamne! Mitea sări în picioare, începu iar să alerge de colo-colo, apoi se așeză din nou. Dar ce s-a întâmplat? Vorbești odată, omule! Voi trăiți ca niște sălbăticiuni, nu citiți ziarele. Puțin vă pasă de ce scrie în ele, dar în ziare se găsesc atâtea lucruri importante, cum se întâmplă ceva pe loc ai și aflat. Nimic nu rămâne neștiut. Sunt în culmea fericirii, Doamne! Când te gândești că ziarele care scriu numai, numai de oamenii celebri au scris astăzi și despre mine. Nu mai spune. Unde? Tatăl său se îngălbeni, maică s-a se întoarse spre icoane și și făcu semnul crucii. Elevii de liceu săriră ca arăși și se apropiară de fratele lor mai mari, așa cum erau încă mai scurte de noapte. Da, s-a scris despre mine. Acum știe toată Rusia. Mamă, Pune bine ziarul ăsta și păstrează-l ca amintire. Să-l mai citim din când în când. Ia, priviți! Și scoțând din buzunar o foaie tipărită, Mitea o întinse tatălui sau arătându-i cu degetul câteva rânduri însemnate cu creion albastru. Citește! Tatăl își puse ochelarii. Hai, citește odată! Mama își mai întoarse odată privirea spre icoane și își mai făcu dată cruce. Tatăl își drese glasul și începu să citească. În ziua de 20 decembrie, la orele 11 seara, arhivarul Dmitri Kuldarov... Vedeți? Vedeți? Mai departe! Arhivarul Dmitri Kuldarov, ieșind din berăria de pe strada Malaya Bronaia, din casa Cozăhin și aflându-se în stare de ebrietate Eram cu Semion Petrovici Totul e descris până în cele mai mici amănunte Citește mai departe, ascultați! Și aflându-se în stare de ebrietate a alunecat și a căzut sub calul birjarului Ivan Drotov Țăran din satul în județul Iuhnov, care tocmai oprise acolo Sperindu-se, calul a sărit peste culdarov, lovindu-l și a pornit în goană, trăgând după el, sania în care se afla Stepan Lukov, negustor de rangul al doilea din Moscova. Calul abia a putut fi oprit de niște portari. Culdarov, care își pierduse cunoștința, a fost dus la comisariatul de poliție și cercetat de medic. Lovitura pe care o primise la ceafă. M-a lovit cu leu ca tată. <gântu -i> mai departe. Citește mai departe. Pe care o primise în ceafă a fost declarată ușoară, drept care s-a încheiat un proces verbal. Accidentatul a primit îngrijiri medicale. Mi-au spus să-mi pun mereu apă rece la ceafă. Eh, ați văzut? Ce ziceți? O să se ducă vestea în toată Rusia? Dați gazeta încoace! a apucă ziarul, îl împături și îl băgă în buzunar. Dau o fugă până la Makarov să le arăt și lor. <laughs> Trebuie să le spun și Ivanițchilor. Natalie Ivanovna, lui Danisim Vasilici. Am șters-o, la revedere! Mitea își puse pe cap șapca sa cu cocardă și, nemai încăpându-și în piele de bucurie, se repezi triumfător în stradă.